Bună seara, dragi români de pe toate latitudinile. Bună seara, bună ziua, bună dimineața, pe unde vă aflați. Urse Tudor aici, cu prietenul meu, Patrick Matiș. Bine ai venit, Patrick. Te salutăm. Bine te-am găsit, frate. Bună seara, bună dimineața, bună ziua, oriunde v-ați afla, în țară sau în străinătate, bineînțeles, ca de obicei. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră. Avem o ediție specială. Ideea noastră e de a continua podcasturile de până acum, cum a fost. Am avut prima ediție, care deja am avut vizualizări. Mulțumim mult și dat share la cât mai multă lume. Patrick a făcut ultima legată de ce este comunismul și nu dau spoilere. Vă las pe voi să ascultați, să aflați mai multe. Și da. Noi vrem să continuăm, practic, cu mai multe episoade, explicând în detaliu aceste aspecte, pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat și așa, la fel de multe întrebări aveți pe care, de obicei, nu apucați să le puneți la timp. Patrick a făcut ultimul podcast legat despre ce este comunismul și tema de astăzi este distributismul. A acoperit o parte din el și din distributism, însă nu tot. De aceea vrem să acoperim și cealaltă parte. Așa că, în primul rând, Man, sper că ești bine în perioada asta. Cum te descurci? Cum ești? Mai e greu așa, dar cât de cât astăzi nu mi-a fost foarte bine, dar acum pe seară mi-a mai revenit un pic. Astfel că pot să, măcar să fac podcastul ăsta. Da, înainte de asta vrem să ne cerem scuze, eu mai ales, pentru că ultimul episod a fost, adică al doilea episod, a fost realizat fără video. Cumva am făcut o mică greșeală și nu am reușit să mă înregistrez. Nu am mers camera, astfel că a trebuit să fac doar prezentare video fără mine. Se acceptă, nicio problemă. Cine le ascultă cu adevărat nu prea nu l-ar interesa video, ci informația, cu siguranță. Stai liniștit. Da. Acum, ce părere ai, ca prima întrebare, până intrăm în felie, până intrăm în subiect, că a trecut două săptămâni de când am făcut primul? Da, cam așa. Da. Deja are vizualizări pe YouTube. Nu știu, până acum, din prieteni, din cui ai dat mai departe acest minunat interviu pe care vrem să-l dezvoltăm și cu alți români, ai avut ceva feedback până acum? Spune-mi, ți-a răspuns cineva? Ce părere au avut? Încurajări. Hai să auzim. Da, a avut o primire destul de bunicică, să zic așa. M-a surprins un pic printre prieteni, mai ales. Am avut foarte multe like-uri, zeci de like-uri, de fapt. Distribuiri foarte multe, peste 20 de distribuiri. Se pare că au fost câteva vizualizări pe canalul YouTube propriu-zis. Am avut, cred că peste vreo 120 112, de... 112 am numărat. 112, da. Și la mai multe. O să fie, cu siguranță. Doamne ajută, da, exact. 112 vizualizări și... da, pentru început e destul de bine. Este binișor și am mai distribuit pe Facebook, pe WhatsApp, pe Twitter, pe LinkedIn. Acum, da, pentru început, pentru un episod de o oră și 40 și ceva de minute, e o performanță. Nu mai are răbdare atât să se uite. Și totuși că, uite că au reușit să... E, probabil, siguranță, știi cum e, când ne mai uităm și noi la celebrele interviuri al Brian Rose de pe London Real, care are invitați ca David Icke și țin 3 ore. Deci îți dai seama că sunt oameni care, ca și eu de altfel, care nu mă pot uita la tot odată, dar mă uit fracționat.
ca să diger și să înțeleg ce a vrut să zic omul și după aia le pornesc. Și cu siguranță așa fac și ai noștri frați de da. Peste oceane, lacuri, râuri, indiferent de pe unde ne ascultă. Da, munți, mări. Exact, important e nu să-l asculți într-un singur moment ca coadă, ci să digeri informația, că e destul de prețioasă și azi vom vorbi și vom continua subiectul distributismului. Ca să nu ne repetăm, dar totuși să mai explicăm încă o dată, ca o mică definiție pentru cei care nu ne-au ascultat la a doua ediție, să zicem, da. Ce este distributismul, Patrick? Da, distributismul la început a fost o doctrină economică care s-a definit în felul următor. Larga răspândire a proprietății productive în privat sau în mediul privat. Acum am putea să spunem că e chiar un mod de viață pentru foarte mulți de peste tot din lume, de pe toate continentele, din America de Nord, America de Sud, din Europa, bineînțeles că în Europa a avut așa o oarecare origine, dar și din Asia. Avem câteva exemple, putem să dăm oricând. Da, distributismul este un mod de viață, să spunem așa, pentru noi europenii, pentru noi românii, un mod de viață creștin. Un mod de viață în care împărtășim între noi, cum să spun, distribuim resursele în mod corect, în mod creștinește, cum ar veni, dinpreună, lucrăm dinpreună pământul, ca și proprietate privată, adică nu suntem doar simple persoane fizice ca și statut social. Legal, da, social. Mm-hmm. Suntem persoane juridice, asocieri sau asociații familiale, mm-hmm. în care lucrăm în familie pământul și avem practic gospodării. Unii la un moment dat spuneau, nu ne place termenul de fermă de familie. Hai să folosim termenul de gospodărie. Da, sună mai bine, pentru că ferma, hai să spunem că ar fi așa o organizație care vrea, sau mai bine spus, ferma caută profit la nivel, în domeniul ăsta agricol. Gospodăria, în schimb, caută mai mult să împartă în mod corect, în mod echitabil, resursele în familie sau în familii, mai degrabă, pentru că sunt practic cooperative. Da, sunt asocieri cooperatiste. Deci cam așa s-ar defini în mare parte distributismul și avem foarte multe exemple. Exemple de succes. Peste tot, așa cum am zis, în lume. Nu numai în Europa, cât și în toate celelalte continente, dacă am putea să spunem chiar. Păi, acum că tot ai spus de cooperatist, acum cei care ne ascultă, sau mai ales cei care au trăit epoca de aur, cum da. Era denumită de răposatul, mulți știu da. Că numai de aur nu era, dar economia totuși bubuia, însă, erau și foarte multe falsuri, evident, statistici falsificate, dar, da. Totuși, comparativ cu azi, economia era ducea mult mai bine și la producția de capital național nu putem compara nimic astăzi ce a mai rămas din ce a fost. Lucru bun ce s-a făcut. Întrebarea e, cooperativele de atunci, din perioada comunistă, erau practic bazate pe o idee distributistă și preluate de socialiști și controlate sau erau, de fapt, să zicem, partea bună din acea perioadă. Tu cum vezi chestia asta? Că toată lumea când se întâlnește la cooperativă sar direct la comunism. Oh, cooperativele, ce facem, ne întoarcem la ele? Da. Care e partea bună? Care e partea bună? Adică, ce e bun în chestia asta? Că cooperativ, numai din cuvânt îți dai seama, a coopera da. cu
fratele tău, cu sora ta, cu afacerea care o are, ce poți să ne spui tu? Cum poți să ne lămurești legat de... Da, e o întrebare foarte importantă, pentru că acum, intrând un pic și în istorie, trebuie să ne dăm seama că, de fapt, nu comunismul a adus cooperatismul sau cooperativitatea sau cooperarea. Din contră, de fapt, a fost dușmanul de moarte al cooperării, al cum cooperativei. Știm, cum știm clar, da, din istorie, cât țărani au pătimit fiindu-le luate pământurile cu forța, în așa zis, da, cooperație. Da, mai ales, da, da, da. Dar în perioada respectivă, hai să zicem că n-a fost comunism. Mulți s-ar scandaliza, zice, domnule, ce vorbești acolo? Au mai fost voci care chiar au spus, de exemplu, și noi îl cităm mai mereu pe colonelul Mircea Dogaru, un profesor care este un istoric, unul dintre puțini istorici care... Redutabil. Exact. Care, practic, a căutat în cele mai puțin de căutat documente de la noi și nu numai de la noi, cât și din afară, din alte țări, despre istoria noastră și despre istoria noastră cu alte țări, despre istoria celorlalte țări, cum este, de exemplu, Ungaria. Da, din fundul diplomatic al altor țări, adică locuri, exact, în care mulți nu s-ar gândi de unde are omul ăsta informație, dar el vine cu documente, adică ca o completare la ce zice. Da, scuze, da, de da, da, nicio problemă. Da, exact. Păi, el spune așa, noi ce am avut socialism, n-am avut comunism. Cine a ascultat episodul 2, episodul anterior, a putut să prindă un pic ideea despre comunism. La sfârșit am dat și o definiție pe care credem noi că am reușit să o extragem din toate investigațiile pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Pentru că ne-a interesat. Da, exact. Ne-a interesat domeniul ăsta. Și atunci am putea să spunem că socialismul are treabă cu colectivizarea, nu cu cooperativizarea. Dar totuși a fost la noi, și acum să facem și așa o mică diferență, nu? O comparație între cele două. A fost la noi un hibrid. Pentru că dacă studiem un pic, și mai ales aici terenul tău cu spionajul, studiem, de exemplu, sau mai bine zis, domeniul informativ al anilor 50-60, poate chiar 40-50-60, o să vedem că, de fapt, la noi a fost așa, deși s-au comis atrocități inimaginabile, adică doar dacă amintim de fenomenul Pitești e suficient. Da, exact. Așa. Și nu numai, dar să nu uităm că talpa țării a fost decimată în pușcăriile socialiste, nu comuniste, de la noi. Mare atenție! Socialismul este naționalist. Adică, păi, să ne aducem aminte de nazism, național-socialism, nu? Și atunci, în perioada anilor 40-50-60, începând cu 1955, știm că a existat o curățare a instituțiilor statului de agenții sovietici. Ușor, ușor. Nu brusc, ci de-a lungul timpului au început, Dej, după aceea Ceaușescu, prin anii începând cu 65-68, avem dovezi, avem documente clare în care, practic, NKVD-ul și KGB-ul nu mai avea ce căuta pe aici. Lucru care i-a stârnit ura, practic, lui Hrușciov, ura, practic, lui Brejnev. Nu mai controla și... Marele Urs, nu mai își controla, da, așa zisele gospodării, satelite. Da. Considera. Sau gospodăriile de partid, nu? De partid, da. Da, și atunci colectivizarea ține foarte mult de socialism. De ce? Pentru că să nu uităm că socialismul înseamnă că proprietatea asupra bunurilor, mijloace de producție, deci proprietatea productivă și asupra capitalurilor, culme,
este deținută de stat. Stat care e național. Nu poate să fie altceva. Nu poate să fie corporație. Atunci nici nu era vorba de corporație prin anii 50-60. Nu. La noi, în niciun caz, erau, toate erau companii de stat. Fabrici, uzine, industria era de stat. Și industria era socialistă, bineînțeles. Și naționalistă. Adică era un, cum să zic, sinonim. Socialism cu naționalism. Mulți ar începe să dea acum din cap. Cum adică socialism, am avut comunism, n-am avut comunism, am avut socialism, dar avem, era naționalist, cum adică? Cred că trebuie să facem un episod separat, mă. Da, sigur că da. Spre a explica... Dar trebuie făcută diferența asta, pentru că distributismul și cooperativizarea sau cooperarea... Cooperarea, sau da. Cooperatismul. Cooperatismul, da. Exact. Poți să spui. Deși are de-a face cu naționalismul. E vorba de ceea ce înseamnă să fii patriot. Adică om de familie. Patria e familia. Dacă îți iubești familia, îți iubești patria și asta e clar. Dar cooperatismul... are și ceva din capitalism. Proprietatea privată asupra bunurilor, mijloace de producție și asupra capitalurilor. Pentru că nu există numai capital financiar, există și capital productiv. Asta ne spunea domnul Constantin Cojocaru, Dumnezeu să-l odihnească, un mare economist, unul dintre cei mai mari economiști. Noi îl susținem în continuare, da. Nu mai este printre noi, dar legea Cojocaru era... și Constituția Cetățenilor, pe care chiar vă recomand să o căutați, să o urmăriți la noi pe pagină. Avem foarte multe articole pe tema Constituției Cetățenilor, ce a însemnat, ce înseamnă. Și ca să nu dăm spoilere, căutați și veți găsi. Da. Da, dar spunea că există capital productiv și există capital financiar și există capital natural. Uh-huh. Capitalul financiar sunt banii. Este moneda de interschimb. Capitalul productiv, bunurile, mijloace de producție. Aici e ceva foarte interesant pentru că înseamnă active. O să vedem imediat ce înseamnă active. Poate ajungem să vorbim în acest episod. Dacă nu, în celelalte cu siguranță, pentru că avem nevoie. Să știm ce înseamnă active și cum putem să dezvoltăm, de fapt, active în toate domeniile. Agricultură, turism, comerț. Dar de ce e important pentru cultura română? Pentru că noi așa am fost de când, de mii de ani. Noi eram, cum să zic, crescători, nu, cultivatori de pământ și crescători de animale. După aceea, eram și meșteșugar, dar și negustori. E un fel de combinație de agricultor cu vânător, brăslaș. De fapt, da. Cele trei meserii mari combinate. Dar spre, da, dar spre deosebire de darwinismul clasic și, eu știu, teoria asta a evoluției în care s-a amestecat și Marx, de exemplu, era progresist. De acolo provine progresismul, pentru că era vorba de progres. Ei vedeau mereu progresul. Evoluția fiind progres, evoluționismul fiind progres continuu. Nu exista involuție. Omule, progresăm continuu. Da, dar vi se pare că este progres? Nu știu. Adică... Mie mi se pare a fi regres, știi? Și acum pot să spun următoarea întrebare. De ce e nevoie de religie într-o economie? De ce distributismul are nevoie de aceeași noțiune spirituală, indiferent de religie? Nu contează. Da, comparativ cu capitalismul, care se îndreaptă foarte mult ușor spre ateism, de multe ori, sunt multe exemple care se pot da. Da, materialism, da. Și comunismul, care practic în astea două se aseamănă. Și în astea, capitalismul, da. Comunismul, până că ajung să fie materialiști ambii. Entropici, am putea spune că asta ar fi cel mai bine zis.
Da. Da, se nivelează un numitor comun, efectiv. De aceea se numește comunism. Comunism. Mm-hmm. Și am spus-o și, trebuie să și, apropo de spiritualitate, trebuie să și dăm din nou definiția. Ce am găsit a fi comunismul din mulți cercetători antropologi, mm-hmm. antropologi creștini, antropologi spirituali de foarte mare, cum e Valdemar, cum e René Guénon, cum e Mircea Eliade, sacrificiul propriei inteligențe sau sacrificarea propriei inteligențe pentru binele comun, care nu există dacă nu există inteligență individuală, adică proprie. Păi, cum poți să faci un bine dacă tu ți-ai dat din mână propria inteligență, apropo de perioada asta în care ne dăm libertățile și drepturile fundamentale și responsabilitățile? Nu, trebuie să facă tătuca pentru noi. Păi care tătuca? Statul sau corporațiile? Evident, și când te gândești în trecut până acum câte exemple negative ai avut, pe ce încredere să mai ai? Evident că nu mai ai niciun fel de încredere, oamenii și-au pierdut. Păi cele două războaie mondiale sunt cele mai... Și nu numai, să nu uităm epurările etnice ale lui Stalin, ale lui Mao. Până nu de mult am crezut că Stalin e cel mai mare criminal al tuturor timpurilor. De fapt, Mao, cu peste 120 de milioane de chinezi. Cred că concurează două cu trei împreună. Da, Mao ar fi primul. După aceea Pol Pot, probabil. Iar Hitler, probabil, al patrulea. Chiar dacă, totuși, cu nivelul lui care îl avea, că știm bine că a pornit bine, dar a sfârșit prost. Da. Vom vorbi despre cine. Iar ca spiritualitate, de ce, că n-am reușit să răspundem la întrebare, de ce este nevoie de religie? Da. Asta. Acum a apărut recent o afirmație, nu definiție, afirmație a lui Dalai Lama, în care spune că aș prefera să-i spun spiritualitate mai degrabă decât religie, pentru că oamenii au abuzat de cuvântul religie. Ok, spunem și noi spiritualitate. Deci am nevoie de spiritualitate ca să pot să-mi hrănesc familia? Păi, spiritualitatea e simplă, nu este complicată precum dialectica marxistă sau materialistă, în care se spune despre progres, progresăm. La un moment dat, și dau un exemplu, un profesor de microbiologie îmi spunea, mă, tu știi ce e evoluția, îmi zicea, la care eu am zis, e urcarea, adică, cum să zic? Un progres. Da, avansul speciilor către specii mai complexe. Am prins eu un pic cuvântul. Băi, e vorba de complicarea energiilor. Dar există și involuție. Era microbiolog. Pentru că a văzut cum funcționează la nivel mic, la nivel microscopic. Cum funcționează microorganismele, nu? Evoluează până la un punct, se complică energiile, pentru că oricum materia e energie condensată, dacă stăm să ne gândim, după care intră în regres și apare ceea ce se numește involuție, adică simplificare, practic. Da. Nu poți evolua până la un punct atât de mult, pentru că inevitabil intervine involuția, adică de-aia este o curbă ascendentă și descendentă. Ele, practic, se combină. Da. Ceea ce ai nevoie, de fapt, să scapi, e o revoluție. Și dacă tot vorbim de... Cred că ai nevoie de spiritualitate într-o economie, pentru că asta ar fi o revoluție a societății, să combine economia cu religia. Nu? Da. Și politica, de fapt, cum au fost începuturile unor în istorie, unor multor țări, regate, au început bine, dar știm cum au sfârșit. Sau... Da. Da, practic au început simplu,
s-au complicat, dar au intrat într-o degenerare și într-o inversare a valorilor. Dar e nevoie de simplitate, pentru că nu poți să fii complicat dacă lucrezi pământul. Nu poți să fii complicat dacă tu îți crești animalele. Nici măcar dacă ești meșteșugar. Adică dacă ai atelierele tale și există atelier, de exemplu Toscana, o să dăm exemplu, de asta vreau începem să deja. Da, începem atelierele, niște exemple. Exact, atelierele din Toscana, cum să spun, am auzit și noi nume precum Armani, Gucci, nu? Alimentează cu textile de calitate, fibre naturale crescute distributiv, bineînțeles că zona Toscana, pe lângă textile, pe lângă fibrele textile și, mă rog, culturile de cânepă, in, bumbac, etc., mai au și viță de vie. Toate, sau cele mai mari nume de, din industria modei din Italia și nu numai. Adică mici producători alimentează mari producători ai industriei globale. Modei globale, da. De la mic la mare. Da. Mai era și regiunea Emilia-Romagna. Da. Poți să ne spui ceva despre ea, că este cunoscută ca un exemplu și domn doctor Călin Georgescu menționează că peste 40%... Și domn profesor Ovidiu Hurduzeu, da, 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 și domnul profesor Ovidiu Hurduzeu, care, pe care îl salutăm pe această cale, suntem prieteni pe social media. Da, l-ați văzut de altfel în acel clip inserat, nu știu dacă v-ați prins, în al doilea episod, cu acel exemplu de distributiști români. O familie de distributiști care s-au mutat într-un sătuc de munte, deal, munte, sub Carpați și acolo produc. Da, Emilia-Romagna este una din cele mai bine cunoscute. Există vreo 80 și ceva de mii sau poate chiar 100 și ceva de mii de cooperative familiale acolo care lucrează pământul, tot ce înseamnă agricultură. Da, dar aduc 40-45% din PIB în Italia. Este sau nu un succes? Unde vedem așa ceva în România? Da, exact. Acum vreau să te întreb. Adică, exemple din România. Ce exemple poți să ne dai legat de economie distributistă la noi în țară? Exemple sunt... Ceva? Da, am avut... noi avem, sau am avut, nu știu dacă mai avem, societăți, sau mai bine zis, comunități autosustenabile. Da, mai în zona, sunt. În Transilvania sunt câteva. Da, în Alba Iulia, sau mai bine zis, Apusenii de Sud, zona aia între Apuseni și Poiana Ruscă, Orăștie, nu știu dacă mai sunt, trebuie căutate. Zona Maramureșului. Dar sunt, nu sunt comunități așa super unite, adică nu comparăm cu Emilia-Romagna, nu comparăm cu nici cu societatea Mondragon din țara Bascilor, de exemplu, din Spania. Nu comparăm cu astfel de comunități care sunt mari, deci vorbim de 80 și ceva de mii, 100 de mii de familii, de cooperative familiale. Deci e un număr mare de succes. Nu, dar avem ceva. Mai avem și prin Țara Bârsei, județul Brașov. Știu... Suceava... Scuze-mă un pic. Atenția, da. Știu în turism. Știu că ai menționat la un moment dat, știu că sunt pensiuni autosustenabile. Da. În al doilea episod, chiar Ovidiu Hurduzeu vorbește... fiind în vizită la pensiunea Nicoleta, care este în județul Vâlcea. Da, la voi acolo, da, exact. Eu chiar nu știam de ea, mă bucur că am auzit, de-abia aștept, îmi iau familia și mergem să-ți petrecem câteva zile acolo. Da. Și cum o să ne întoarcem, da, chiar. Super. Vă și, și îi arăți, da, îi arăți și clipurile și... Ca să-i promovăm, ca să facem mai bine. Da, sigur, sigur, sigur. Chiar.
Și poate că în curând o să le facem și o vizită și o să facem niște clipuri noi, adică filmate de noi, să mai și postăm. Da, mai sunt. Sunt așa mai izolate, mi-aduc aminte și de Gura Humorului, zona Suceava, dar de ce vreau să trag atenția? Pentru că e interesant, Emilia-Romagna și Toscana se află în nordul Italiei, Normandia. Ce s-a întâmplat recent în Normandia? Păi, COVID. De ce? Păi, exact. E acea COVID. Pandemie, da, pandemia minunată a multor globaliști. Dar ideea e că Italia a enervat foarte tare pe cineva care crede foarte puternic în UE, în Uniunea Europeană. Păi... un globalist foarte puternic, știți voi, care a venit cu primul avion în ianuarie 1990 la noi să dea drumul la grupul de dialog social. Îl știți? E societatea deschisă, etc. Bun. Despre el e vorba. Da, parcă încă mai trăiește. Da, încă mai trăiește. Bine, are un fiu. Deci el dacă nu o să mai trăiască, nu contează, continuă fiului. Da, practic, unde, a fost focarul, unde a fost focarul de COVID la noi cel mai mare? În Suceava. Suceava? Oare de ce? Da. Pentru că e poluare mare? Eu am prieteni care erau de acolo, mai ales că niciun fel de poluare. Adică, vinți în București. Știi, când vorbești, da, exact, când vorbești, despre deosebire de București, e altceva. Când vorbești de comunități autosustenabile, distributiste, care au cea mai mică amprentă ecologică, a, bun, vorbești de orașe, precum, ce avem acolo, Veneția, Triest, nu, Triest e mai încoace, spre Slovenia. Mm-hmm. În sfârșit, în orașe, da, exact, în orașe, poate chiar Milano, Firenze, da, astea sunt un pic mai în sud, da, în zona orașelor. Avem. E posibil exact. Să fie și acolo afectați oamenii de asemenea simptome, pentru că e poluare foarte multă. Plămânii lor sunt foarte adevărat, îmbolnăviți și îmbătrâniți. Cu cât e poluarea mai mare, indiferent ce virus o veni, ești mult mai predispus să te îmbolnăvești. De orice. Și fructele, legumele sunt contaminate, apa e contaminată, totul e o reacție în lanț. Acum, spunându-ți o altă întrebare cheie. Da, și înainte de asta, scuze, țineți un pic întrebarea. De exemplu, spiritualitatea, mai este vorba și despre modul corect de a gândi, de a simți, de a acționa. De a gestiona resursele. Cum îți împarți tu? Arta de a distribui resursele. Să nu uităm, am dat definiția data trecută. Ca și politica, arta de a guverna popoarele. Care artă, de fapt, e o manifestare inteligentă a conștiinței. Inteligență individuală. Care lipsește. Iată opusul, iată opusul comunismului. Da, exact. Vrei să mă întrebi. Da, legat de tot ce am discutat până acum, nu știu, ca exemple, tu ce crezi, când crezi că s-a terminat distributismul la noi, ca istorie, și a început perioada oligarhică, cât mai scurt posibil? Adică, pentru că sistemul oligarhic are foarte multă legătură cu... doctrina lui Marx. Da, bineînțeles. Dar eu fiind în Vâlcea și fiind foarte multă istorie în zona asta, mai ales în jurul lui Constantin Brâncoveanu, care a fost un mare, lângă lider, și un mare economist. Da. Și trebuie menționat. Ce poți să spui? Ce poți să ne spui despre sfârșitul distributismului la noi? Când s-a impus oligarhia și când a revenit distributismul? Da.